cafeaua de dimineață Te ajută să scapi de greață și crește moralul să poți Bună dimineața, oameni buni! Cafeaua de dimineață, astăzi, în data de 19 mai. Vreau să vă spun de la început că astăzi vom face o emisiune un pic altfel, în sensul că voi vorbi eu mai mult fără invitați pentru că aș vrea să discutăm un subiect pe care foarte multă lume îl discută sau la nivelul acela al simplei imagini sau îl discută sau evită să îl discute, de ce din motive care țin de apartenența de partid sau nu sau de interese de partid. Deci un subiect un pic, un pic mai, mai altfel, sper eu, discutat aici. Este vorba despre Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, nu atât neapărat pentru că acum acolo există, se fac tratamente pentru bolnavii de COVID, sunt tratați bolnavii de COVID-19. A, aș vrea să vorbim un pic despre spital uh, ca locul în care deciziile autorităților au fost de cele mai multe ori nefericite atunci când a venit vorba despre conducerea spitalului și nu neapărat despre conducerea spitalului, ci despre modul în care sunt conduse, cum a fost condus acest spital de la Piatra Neamț. Uh, dacă mergem mult în urmă, începem să facem istorie și istorie și nu-și are rostul. Acum trebuie să spunem însă că toată lumea, toți șefii de județ, fie că erau ei chiar șef de județ sau fie că erau ei... Uh, uh, am primesc, uh, primesc tot felul de mesaje, nici n-am deschis bine subiectul cu spitalul și primesc tot felul de mesaje pe tema aceasta. Deci... Uh, Șefii de județ au căutat, de când au putut să-și facă aceste lucruri, au căutat să-și numească directori de spital care să le, cum să vă spun eu, să le urmeze întru totul ordinele, mai ales acolo când era, când era vorba despre achiziții, angajări și, în general, despre politica spitalului care trebuia aliniată la politica de partid. De aceea a existat tot timpul o dorință de a avea oameni la spital care să spună da șeful. Și revenim, ca să spună așa în zilele noastre, în perioada crizei COVID. De când a început această criză, la Piatra Neamț, da, la Piatra Neamț, avem Patru directori care s-au perindat pe la spital și nu se știe sigur dacă ne oprim aici. Patru. Patru bucăți. Primul, Toader Mocanu, numit de Consiliul Județean, practic de Ionel Arsene. Al doilea a fost uh, domnul Apostoie, numit tot de, Ionale, de Ionel Arsene, ca o soluție de criză. După ce și-a dat seama că Tader Mocano are probleme și vom reveni cu fiecare pe rând. A urmat Daniela Marcoci, care a fost adusă în situația în care uh, se preconiza că județul Neamț va ajunge cu un număr foarte mare de cazuri, vecinătatea de Suceava, măsurile luate înainte în neamți care nu erau întotdeauna cele mai nimerite și atunci a fost adusă Daniela Marcoci, dar, bref, trebuie să spunem că a fost și momentul în care noua conducere a județului, dacă vorbim de nivel de prefectură și faptul că ea reprezintă guvernul în teritoriu, a găsit momentul să schimbe managerul cu unul care să nu fie, cel puțin așa, cred, așa credeau ei, cu unul care să nu fie apropiat de PSD. După ce doamna Marcoci a refuzat să mai continue, și vom discuta imediat și de ce a refuzat, să mai continue să conducă spitalul după finalizarea perioadei de urgență, a fost adus Marius Ghineț. Și a izbucnit un scandal național, care cu toții știți că încă durează. Și tare mă întreb dacă nu există presiuni de undeva, de la nivel central, pentru găsirea unei alte soluții. Și acum să încercăm să luăm lucrurile pe rând. Recunosc că de obicei mai făceam și alte lucruri aici pe, în timpul emisiunii, dar acum mi este destul de greu să fac pentru că vorbesc de unul singur mai mult. Primul, primul, o să schimb, vă rog să schimbați imaginea, deci primul care, îmi cer scuze, nu, nu vă faceți voi treaba acolo, primul care a venit la spital ca director și se preconiza că vom avea COVID-19 a fost domnul Toader Mocanu. Domnul Toder Mocanu, altfel un om uh, onorabil, ca să spun așa, cu care pot să discuți, cu care pot să stai de vorbă, are, din păcate, uh, cum să vă spun eu, toate calitățile de a face altceva în afară de a fi director de spital. Pentru că domnia sa a fost, dacă țineți minte, înainte de Revoluție, un om important în cooperație, după care a ajuns încet, încet om de afaceri, cam pe ce făcea și în cooperație, și după aceea om politic, făcut om politic, prin apropierea și prietenia sa de, să spunem, într-un fel, Gheorghe Ștefan, fostul primar al Municipiului Piatra Neamț. După care a pierdut alegerile pentru uh, un nou mandat în Parlamentul României. El a fost prefect o perioadă, a fost uh, parlamentar. A pierdut alegerile și s-a retras la Târgu Neamț, unde probabil datorită apropierii, ca să spunem așa, de zona de decizia PSD-ului, a ajuns să fie până la urmă cum să vă spun eu, să fie apropiat de cei din PSD. De aceea, Ionel Arsene l-a primit, l-a numit, că nu se știe exact dacă Toader Mocanu a insistat să fie manager. Unii spun că da, alții că ar fi fost promovat acolo de un alt grup de interese. Ideea este că domnul Ionel Arsene la, la promovat la spitalul din Piatra Neamț. Tader Mocanu a ajuns la spital și partea, ca să spun eu, care trebuie notată, este că a fost total luat prin surprindere de ce se întâmplă în spital. A existat așa o rezistență, ca să spunem, venită rezistența tradițională din spitalul Piatra Neamț față de orice manager care vine, plus o rezistență a celor care conduceau până atunci spitalul din umbră și care își vedeau pereclitate pozițiile. Și ăștia erau toți oameni din jurul președintelui Consiliului Județean Ionel Arsene, care ei conduceau, dar nu semnau. Îi puneau pe alții să semneze. Și din această cauză, Tadermocanu și-a dat seama clar că este depășit. Și-a dat seama că este depășit și el, și-au dat seama și cei care l-au numit și au căutat o soluție de avarie. Au căutat o soluție de avarie și uh, soluția asta nu putea să vină decât tot de la Târgu Neamț. Uh, soluția a venit de la Târgu Neamț în persoana... Uh, managerului de la Târgu Neamț de la vremea aceea, domnul Florin Apostoaie. Vă dați seama că numirea lui Florin Apostoaie în funcție când lucrurile deja o luaseră razna rău de tot la Suceava, când deja erau probleme mari, a suscitat discuții, multe discuții. Deoarece Florina Postoie. 1. Se știa de mai mult timp că a fost propus pentru, i s-a propus a spitalului de la Piatra Neamț și a refuzat-o în mai multe rânduri. A refuzat-o pentru că el avea două codițe în spate, unii ar spune schelet, două codițe despre care se știa la vremea respectivă. Un dosar pe care, pe, în care se judecă și acum trimis în judecată de DNA pentru o chestiune cu niște să le spunem, pensiuni, deși ele pare a fi mai mult, par a fi mai mult niște case de locuit, dar nu ne pricepem, și o chestiune care ținea de Agenția Națională de Integritate. Dosarul cu Agenția Națională de Integritate l-a câștigat. Cel cu pensiunile se judecă încă. De aceea, el, el a refuzat mult timp, dar se pare că la îndemnul unui apropiat de al său de la, de la Târgu Neamț, a acceptat și nu-i vorba de aici, a acceptat să vină la spital. Numai că numirea lui la spital a declanșat un jihad în cadrul spitalului de la Târgu Neamț. Multă lume. Știți, el avea acolo, se pare, o poreclă, îi se spunea împăratul. Cel puțin așa reiese din documentele primite și la redacția noastră în legătură cu activitatea sa. Numai că la spitalul din Târgu Neamț, mulți dintre cei care nu-l iubeau au început să-l reclame. Și au apărut tot felul de lucruri, după cum noi vă spuneam acum câteva zile, că există înregistrări audio cu el și cu o domnișoară care acum îl acuză că i-ar fi cerut favoruri sexuale. Un ziar central a publicat o parte din acea înregistrare, nu toată înregistrarea, și aici sunt câteva lucruri de discutat înregistrarea în sine este, cum să vă spun eu, așa savuroasă. Că vezi cum discută, ce avansuri se fac, ce, cum se laudă cineva, ce făcea el. Vocea pare a fi a Domnului Apostol, el neagă toate aceste lucruri, așa, dar fragmentul publicat de cei de la, din presa centrală este extrem de interesant pentru că vocea persoanei care reclamă este distorsionată. Pare o voce de bărbat și eu vă spun că este distorsionată nu pentru a nu-i se cunoaște vocea, pentru că toată lumea știe cine este persoana respectivă. În Târgu Neamț, în, în anumite zone din Piatra Neamț, toată lumea cunoaște persoana. Dar, dar, este distorsionată pentru a nu-i se. Vedea și intonația pe care aceasta o folosește în timpul convorbirii. Nu este o convorbire între două persoane care se întâlnesc pentru prima dată. Este o convorbire între niște persoane care, să vă spun eu, au mai vorbit și înainte. Iar înregistrarea este în așa fel condusă de ceea care înregistrează încât uh, să și provoace. Nu spun că faptele nu există, e clar că lucrurile uh, sunt înregistrate acolo, dar uh, e de discutat. Oricum, acum, Florina Apostoaie are de-a face și cu acest gen de acuzații uh, apropo de cum se făceau anumite promovări în spitalul din Târgu Neamț și probabil că va încerca să se apere, dar în paralel există și niște altfel de acuzații privind modul în care funcționa spitalul în sine, modul în care anumiți angajații ai spitalului ar fi fost protejați și puși pontați în așa fel încât să câștige mult mai mulți bani. El este acuzat că a păstorit acest sistem știind despre el. Și eu țin minte și chiar apreciam faptul că la un moment dat se vorbea despre spitalul din Târgu Neam, chiar am lăudat lucrul acesta, că are trei anesteziști și multă lume îi invidia pentru asta. Ei bine, acum se vorbește despre faptul că anesteziști, cel puțin unul sau doi dintre ei, ar fi greu de găsit în anumite perioade în spital, când ar fi mare nevoie de ei și că uh, ei n-ar fi tot timpul în perioada unei operații acolo, ar pleca și în timp ce se face o operație fără anestezist. El este în, alt, în drum spre un alt spital. Dar astea sunt lucruri pe care anchetele le vor demonstra sau nu la Târgu Neamț. Cert este că Florina Postoi a fost revocat din funcția de manager al spitalului din, Târgu Neamț, din Piatra Neamț după câteva zile. Practic, el nu a avut mare lucru ce să facă. A fost primit oarecum mai bine inițial de medici pentru că era medic internist, el lucra, a mai lucrat în spitalul din Piatra Neamț, toată lumea nu internist, urgentist și toată lumea știe, știa că din punct de vedere medical el este un om bine pregătit. A fost schimbat și schimbarea asta a lui cu doamna doctor epidemiolog Daniela Marcoci are două are două aspecte care merită reținute. Unu, schimbarea s-a făcut din voința ministrului, ministru care a fost evident, a primit evident propuneri de la conducerea locală a prefecturii și de ce nu putem să ne spunem și cu avizul să spunem partidului care asigură prim-ministru care își doreau să pună, să, să rupă uh, spitalul de legătura cu Ionel arsene și Consiliul Județean, la nivel de management, ca putea le permite legea în situația de urgență. Și atunci au adus-o pe Daniela Marcoci. Daniela Marcoci, care uh, putem spune că n-a fost o numire politică, deși s-a dorit politic ca să vină altcineva în locul lui apostoaiei. Ea a fost o, o numire de criză venită, cum să spun, aproape firesc. Daniela Marcoș fusese dusă la Suceava, unde era o situație de criză, ca medic epidemiolog să refacă, băi, cum se cheamă acolo, trasee, cum le spune, în domeniul acesta medical. Deci a fost dus acolo, după ce și-a făcut treaba acolo și poate nu chiar toată a fost adusă director la spital. Și Daniela Marcoci și a făcut treaba ca un medic specialist. E, și de aici au început problemele că în echipă, în echipa cu care era Daniela Marcoci făcea parte și un medic urgentist, Gabriela Bercea, care își vedea de treaba ei de medic, director medical. Daniela Marcoci, la rândul său, era medic și își vedea de problemele spitalului. Pe parcursul celor două luni ați fost informat, super informați cu ce s-a întâmplat la spital. Au descoperit niște lucruri la spital, dar nu au făcut un tamtam -tam deosebit de mare pe ele. Singurul din echipa aceea care părea ciudat acolo în echipă era directorul economic sau financiar, cum se chema, un domn adus de la București și care mă rog, ar fi trebuit să ocupe cu achizițiile. Ei, de ce Daniela Marcoci a refuzat să rămână după starea de urgență și în perioada următoare? Pentru că cel puțin la nivel de imagine și la nivelul percepției, așa cum avem noi datele dinspre spital și le are opinia publică și le aveau toți ceilalți, ea părea că împreună cu echipa și-a făcut treaba acolo. De ce n-a vrut? Este simplu. De ce n-a vrut? Pentru că pe parcursul perioadei stării de urgență, pe măsură ce lucrurile se derulau, apărea o presiune politică de participare a managementului de la spital la anumite evenimente în care trebuiau transmise mesaje politice. Sau era o luptă politică, sau, hai să-i spunem așa, o luptă administrativă între cum vedea prefectura și partidul de guvernământ situația de la spital în trecut, prin ochii celor de acum, și cum vedea Consiliul Județean. Și au, au fost tot felul de contre, comunicate, facebookistice sau mai puțin facebookistice, făcute prin conferințe, prin... Mă rog, uh, și eu vă spun că, în proporție de 90%, acesta este motivul pentru care Daniela Marcoci n-a mai continuat. Și odată cu ea și restul echipei, cel băiatul acela a fost nevoit să plece și el cu echipa respectivă. Ei bine, ajungem la uh, momentul în care a venit uh, Marius Ghineț. Și scandalul monstru de imagine care s-a declanșat pe plan național. Un scandal monstru care a plecat la apropierea dintre uh, meseria de bază, ca să spunem așa, al lui Marius Ghineț, patron de firmă de pe funebre, și spitalul aflat în criză. O să rog, pe masă la mine, la birou, sunt două foi de hârtie listate dacă se poate. Deci, acest scandal, acest scandal a izbucnit făcându-se legătura între cele două ipostaze ale lui Marius Ghineț, ba chiar și a treia ipostază, aceea privind participarea lui în echipa de management de la Publiserv. Acum, încercând să facem o glumă, Specialitatea acoperirii gropilor este aceeași și la Pompe Funebre și la Public self. Nu sperăm să nu se îngroape și spitalul de la Piatra Neamță. Dar, haideți să încercăm să vedem de ce a ajuns Marius Ghineț, director la spital, în condițiile în care se pare că aproape nimic în afară de. Capacitatea de a conduce o firmă sau două firme private, nu mai știu, și de a participa într-o echipă pusă să conducă o firmă de stat, ghilimelele, puneți dumneavoastră, de municipiu-stat. În afară de aceste două, restul nimic nu pare să-l califice pentru a ajunge la spital. Pentru că Știți ce trebuie să facă un manager de spital? Căutând prin, prin documentele Școlii Naționale de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar din București, am găsit ce, ce apare în urma unei diplome date unui om care a făcut un curs de management spitalicesc. Și ce trebuie să aibă acest om? Ce trebuie să cunoască la finalul cursului? Și o să încerc să vă citesc câteva. Aplicarea cunoștințelor referitoare la evaluarea performanței spitalului pentru spitalele din România. Înțelegerea locului și rolului spitalului în cadrul sistemului sanitar românesc. Analizarea funcționării și caracteristicilor pieței serviciilor de sănătate. Deci deja intrăm în lucruri. Analizarea diferitelor metode de finanțare a sistemelor de sănătate. Analizarea principalelor metode de plată ale furnizorilor de servicii. Aici nu prea merge ca acolo plata la 30 de zile. Sunt în niște mici subtilități. Înțelegerea principiilor finanțării bazate pe caz. Cunoașterea coordonatelor organizării și finanțării spitalelor în Europa, utilizarea indicatorilor financiari relevanți corelați cu ceilalți indicatori ai spitalului, în, de în fundamentarea deciziilor privind managementul spitalului, înțelegerea rolului, principiilor și documentelor contabilității spitalului, constituirea unui buget previzional al spitalului. Și acum planificarea resurse umane necesar de personal disponibilitate, aplicarea principiilor motivării personalului, conceptelor și metodelor calității aplicabile. Astea deja, dar utilizarea indicatorilor de performanță în evaluarea activității mergeneriale, elaborarea unui plan de dezvoltare strategică a unui spital, utilizarea principalelor standarde din spitalul de management al calității în, sp în cadrul spitalelor. Înțelegerea rolului comunicării organizaționale și a relațiilor publice de la nivelul spitalului, utilizarea metodelor și tehnicilor de abordare a crizei de imagine, criză de imagine în care se află spitalul în acest moment. Înțelegerea modului de organizare și funcționare a diverselor tipuri de sănătate, sisteme de sănătate din lume și, mă rog, multe alte asemenea lucruri. Cursurile de genul acesta, dacă se fac, Serios, uh, sunt extrem de importante ca să poți conduce un spital. Marius Ghineț, revenim, a ajuns la spital pentru că foarte multă lume a refuzat să preia acest post. Uh, au existat multe încercări pentru formarea unei echipe. Și mulți au refuzat să intre în echipă. Atât ca manageri, cât și ca uh, director medical, director de îngrijiri. Au fost tot felul de încercări și, până la urmă, cu sprijin din afara acestei echipe, s-a reușit ca să adune. Trei, încă doi oameni, pe lângă domnul Ghineț și doamna director economic, venită tot de la Publiserv ca să uh, formeze o echipă. Nu știu dacă este cea mai bună echipă, dar sigur, echipa a fost cea care a acceptat să conducă spitalul în această perioadă. Marius ales, Ghineț, haideți să ne uităm un pic în urmă a ajuns în politică pe mâna PMP-ului, consilier local. Și are câteva aturi, trebuie să le spun. Deci, a funcționat foarte bine în echipa PMP-ului atâta timp cât PMP-ul și-a instalat viceprimar și a fost alături la decizii și la vot cu PSD-ul. Deci Marius Ghineț nu este un om care, de exemplu, acum n-ar putea să stea de vorbă cu Ionel Arsene, chiar dacă Ionel Arsene -a, a atacat numirea lui în funcția de spital, pentru că ei au mai discutat înainte, perioada respectivă. Poate mulți nu-și mai aduc aminte, dar a fost o perioadă în care consilierii PMP din Consiliul Local Piatra Neamță au votat alături de consilierii. PSD, asigurau om și alde și asigurau o majoritate cu care s-au făcut numiri. Și PMP-ul a primit niște societăți atunci pe care să le administreze pentru ca să aibă un loc unde să-și mai angajeze niște oameni de la partid, să ajute partidul, că așa se face. Nu e inventată chestia acum. Nu e bine, dar așa se face. Și în felul acesta, deci s-a asigurat o majoritate. În momentul în care au fost presiuni de la București și s-a schimbat majoritatea în Consiliul Local, Marius Ghinețcu, colegul care era atunci, și cu domnul Gavrilescu au păstrat practic toate privilegiile obținute din colaborarea cu PSD-ul. În colaborarea cu PNL-ul chiar probabil au câștigat și alte lucruri în plus. Și doi consilieri locali, domnul Sauciuc și cu domnul Gineț, au ajuns directori, unul la Salubritas și unul, director de logistică, la Pubiserv. Și atunci ne dăm seama că nu trebuie să ne mirăm foarte mult pentru numirea domniei sale sau nominalizarea domniei sale pentru un post de director la spital. Este un produs al unei situații politice degradate care există în județul Neamț. Nu este inventată de azi de ieri. Numirea lui Marius Ghineț este echivalentul aproape al numirii domnului Mocanu Respectând, respectând vârsta, experiența și, hai să-i spunem, diferențele de uh, perioadă în care au fost numiți fiecare. Nici domnul Mocanu nu avea, uh, să-i spunem așa, competențele necesare de a conduce un spital. După cum și alte numiri nefericite înainte, nu revenim acum, au fost la fel. De aceea, oameni buni, numirea lui Marius Ghineț nu trebuie să mire pe nimeni. Ea este o numire strict politică, n-are nicio treabă în acest moment cu managementul aplicat sau neaplicat la o unitate spitalicească. Deci, este o numire politică și trebuie să o luăm ca pe o numire politică. Speranța este ca directorul medical, directorul de îngrijiri să-și facă treaba ca să țină sub control ceea ce se întâmplă în spital, iar Marius Ghineț să-și facă treaba de manager, chiar și numit politic, atât cât poate. Problema este că aceste numiri, deocamdată, sunt provizorii și nimeni nu știe, nimeni nu știe ce se va întâmpla peste o lună. De aceea, nici nu se pot face planuri în legătură cu spitalul. Și în momentul acesta, spitalul este cu nu știu câte moașe, că are foarte multe moașe, deci numirea directorilor o face ministerul, finanțarea o face Consiliul Județean. Consiliul Județean, prin vocea lui Arsene, a dat un comunicat în care îl făcea praf pe ghineț, dar prin nevoia lucrurilor ar trebui să colaboreze banii, e o întreagă tevatură, relația cu casa, relația cu ministerul. Nu are cum un manager interimar pus pentru o lună de zile să gestioneze toate aceste lucruri în mod firesc și normal. Nu are cum. Acum, pentru că uh, este, este absolut imposibil. Da, și acum mi se face semn să intru un pic și să văd uh, și dacă sunt comentarii pe această uh, situație, uh, domnul Ionuț Meraru, din păcate este o numire politică, la fel ca toate de până acum, de ce trebuie să punem manager doar din rândul membrilor de partid? Criteriul competenței este lăsat pe locul 2-3. Am primit și ceva, uh, dar este un, va trebui să fac un pic de pauză dacă vreau să pot să vă citesc despre ce este vorba aici. Deci, ni se trimite un exemplu de la Consiliul Județean Argeș, unde și acolo s-au făcut niște numiri. Din păcate, nu am timp să citesc, o să mă uit și dacă este important ceva, o să scriem. Aceasta a fost emisiunea de astăzi, Oameni buni. Am vrut să spun toate aceste lucruri, deoarece uh, comentariile apărute cu privire la această numire se legau doar de un singur aspect, de această legătură între firma de pompe funebre și spital. Să știți că domnul Gineț a avut și alte calități, a fost și administrator al firmei care administrează cimitirele. Deci dacă vrem să mergem mai departe cu toate aceste comparații. Dar asta nu înseamnă că în perioada asta cât va fi manager, nu poate să ia și decizii bune sau să ia decizii bune. Nu știm ce decizii va lua. Important este cum s-a făcut numirea și de ce s-a făcut numirea. Și de ce nu s-a făcut o numire cu oameni care să știe despre ce este vorba atunci când vorbim despre un spital. Aici deja lucrurile sunt extrem de complicate. Spitalul a devenit un fel de bau-bau. O instituție care își devorează șefii, pentru că niciodată șefii n-au putut să conducă ei. Erau niște oameni care trebuiau să apese pe. care uh, funcționau după ce alții apăsau pe butoane. Ne oprim aici, vă dorim o zi bună și sperăm că nu s-a supărat nimeni.